Ultimul mohican al țărăniștilor, europarlamentarul Cristian Terheș, este una și aceeași persoană care și semnează actul de deces al PNCCD. A plecat din PNCCD, a construit o nouă formațiune politică, se aliază, aliază această formațiune politică cu Aur și va deschide lista europarlamentarilor aur. Adio, deci PNCCD, cu acte și cu bagaje și cu tot ce vă puteți imagina, acest partid, din păcate, va fi îngropat în istorie.